O clădire aflată în renovare în metropola chineză Shanghai s-a prăbușit joi dimineață potrivit postului AC Sen. Cel puțin 20 de persoane se află prinse sub dărâmături, după ce alte 11 persoane au fost scoase de forțele de intervenție. Starea acestora nu este cunoscută în acest moment. Numai puțin de 24 de autos speciale cu forțe de intervenție și peste 150 de oameni au intervenit de urgență la fața locului. Nu este clar care este cauza prăbușirii clădirii, dar nu este primul caz de acest gen, mai spun autoritățile locale. O altă clădire aflată în renovare a fost Distruse de un incendiu în anul 2010, atunci peste 58 de oameni și-au pierdut viața, conform Associated Press.